Astăzi, probabil ați văzut și dumneavoastră, în satul Hiliuț, raionul Râșcani, în gimnaziu de acolo, a fost deschis un liceu. La această deschidere oficială pompoasă, cu mare fast, cu sare, pâine, cu panglică roșie, au participat primarul satului din partea PAS Alexandru Sandu, președintele raionului din partea Pisărmia Vasile Secrieru, votat cu voturile comune de către blocul Acum și Pisărmia anul trecut, și deputatul Pisărmia Vladimir Mizdrenko. Așa. Eu vreau să vă întreb. În primul rând, nu vă este rușine că în secolul 21 un deputat, un președinte de raion și un primar merge să deschidă un liceu într-un gimnaziu, taie panglică și asta se întâmplă în Moldova secolul 21? Bine, haideți, eu suport că pentru că câte o minut, pentru că nu avem timp. Nu vă este rușine pentru asta? Deci, din păcate, primarul a fost invitat de acest deputat Mizdrenko la această... Din păcate, a acceptat. Da, eu, de exemplu, regret că el a acceptat. Regret că Mizdrenko a politizat acest eveniment. Este absolut ridicol ceea ce s-a întâmplat și mie chiar îmi pare rău și chiar îmi cer scuze pentru, mă rog, cumva pasul, chiar dacă nu are o implicare directă, dar... dincolo de asta, doamna Morari, într-adevăr este penibil ceea ce vedem noi și eu salut ordinul domnului ministru Șarov prin care interzice tuturor demnitarilor de stat care contrar normelor, și în primul rând aici mă refer la Igor Dodon, care merge, încalcă normele, își face campanie pipăind copiii, punându-i în pericol sănătatea copiilor. Deci sănătatea copiilor este lucru cel mai prețios. Am înțeles. Este regretabil și eu cred că toți trebuie să fie trași la răspundere convențională și amendat. Nu vă este rușine pentru asta. Natalia, haideți să vă spun pe un lucru. Chestiunile astea cu lentă, da, și cu celelalte lucruri, poate sunt ieșite din comun. Sunt ieșite din comun? Mi-e pare că asta este o practică normală, din păcate. La noi lucrurile normale sunt ridicate într-un rang. Nu l-ați ascultat pe dânsul, i-ați dat un minut și ceva. Mine de fiecare dată mă dezbaliți. Nu este adevărat. Ce ține de panglică, într-adevăr, cred că părerea mea că este exagerat. Iar în ceea ce ține de sărbătorile sau... Regretați faptul că deputatul dumneavoastră a participat la această acțiune? Ceva de genul ăsta atunci când se repară un liceu... Știți cum, discutând azi cu colegii, mi-au spus că de 10 de ani, de vreo 20 de ani, copiii din acest liceu sau gimnaziu mergeau afară și în ploaie și în vânt la liceu în curte. Faptul că faci campanie pe dar nu asta a fost. El lăsăm să vorbească, nu avem timp, domnule Bolle, vă rog să vă încheiesc. Este rușinat, într-adevăr. Ai fost. Faptul că se creează condiții în școlile noastre și în gimnaziile noastre este un lucru bun. Dar se poate dar de făcut asta mea, fără deputat și fără panglici. Ascultați, vă rog, dar părerea mea că prezența președintelui raionului, primarului, deputatului ales pe circunscripții este una exagerată.